Probabil am mai un pic de drum de persoană, de aia. Haideți să facem o rugăciune și apoi să începem, da? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte căcând, și celor din mormi are în ea draga instituție, adică un preot reprezintă draga biserică, la fel cum și
reprezentată Poliția Română reprezintă întreaga poliție. Ori dacă cineva îți face o impresie foarte bună și, în mod sincer, urmărește adevărul, cu siguranță o să schimbi percepția despre întreaga instituție. Bun. Subiectul din seara aceasta, o să ne vorbească despre subiectul din seara aceasta, e despre cum regimul comunist a reușit să distrugă Poliția Română timp de 5 ani, dintre, au fost dați afară și prigoniți mai mult de 99% dintre ofițerii Poliției Române și acceptați tot felul de oameni care nu aveau nicio legătură. Și o să-l las pe domnul comisar Florin Șinca să vă spună mai multe. Avem și două filmulețe și la sfârșit o să avem și o sesiune de întrebări. Domnul comisar este și doctor în istorie, a scris mai multe volume, a scris și trei volume despre istoria Poliției Române, singurele volume despre istoria Poliției Române, care totalizează mai mult de 1200 de pagini. Această minunată carte are ca prefață, o prefață a domnului Dan Puric și e ceva excepțional. Deci numai prefață, dacă o citiți, o vine așa să nu mai lăsați de mână. Oricum, o să le lăsăm. Să știți că, la sfârșit, cărțile puteți cumpăra, sunt două variante, una mică și e și varianta mică, e și varianta mare. O să vă spun la sfârșit.